Îl susțin pe Adrian Damian pentru că a pornit în primul rând de la text. El a terminat inițial facultatea de actorie. Eu cred asemeni lui într-o structură binară, duală, hibridă, în formare, pentru că în școala pe care amândoi am avut-o, dincolo de școlile de specialitate, ne-a format într-o credință că în teatru magia este esențială. Este școala profesorului, regizorului, omului excepțional și artistului desăvârșit Mihai Măniuțiu. Mă bucur mult pentru nominalizare, mă bucur mult pentru el și pentru această lecție pe care a primit-o de la Mihai, că această meserie se face cu răbdarea bijutierului, exactitatea ceasornicarului și credința alchimistului că orice magie este posibilă. Sunt sigură că Damian va lua acest premiu, mă bucur mult și sper să rămâi la fel și după premiu, dar pentru asta vorbim după. De peste 20 de ani, scenografiile gândite de Andru Dumitrescu ademenesc, aș putea spune, creatorii de teatru și publicul în vibrația bună, corectă, puternică a artelor contemporane. Mă bucură foarte mult nominalizarea lui la premiul pentru cea mai bună scenografie. Cred că a sosit timpul să privim creația scenografică a lui Andru Dumitrescu pur și simplu cu atenția cuvenită unui mare artist. Octavian Neculai trăiește o veche poveste de dragoste cu scena teatrului Bulandra. A dezbrăcat-o de aproape toate secretele, iar în Bach Files a îmbrăcat-o în muzică și în imagini animate. Este un artist care încântă și surprinde de fiecare dată, drept pentru care îl susțin pe Octavian Neculai la premiul pentru cea mai bună scenografie.